Andrei Atonciu vrea să slăbească cu orice preț. Cu orice preț, în sensul că nu se uită la bani și încearcă tot felul de proceduri estetice. Asta ca să nu vă gândiți că ține dietă sau nu o mai scoateți din sala de fitness. Trebuie să arăt din ce în ce mai bine, pentru că gândește-te că în vara asta am avut foarte multe vacanțe și urmează încă una de 2 săptămâni. Am venit să-mi fac aparatul minune care îmi reduce grăsimea, scap de celulită, scap de burtă. Desenat ca să știm exact unde să punem, unde să localizăm tratamentul, pe ce zone. Crede-mă că curând o să am pătrățele, pentru că eu am slăbit acum câteva luni, dar având foarte multe vacanțe m-am îngrășat la loc și am revenit din nou aici ca să slăbesc din nou. Tratamentul durează în jur de 50 de minute, o oră. Ai răbdare să stai atât de mult? Pentru mine și ca să arăt bine, pot să stau și 7 ore. Vezi, decât să ducă fetele să facă operații estetice, cu aparatul minune se rezolvă totul. Crede-mă. Da, eu te știu pe tine mai agitat așa. Mai agitată, dar aici mă relaxez, crede-mă. Deci mă simt atât de bine încât stau foarte relaxată, stau liniștită, mă gândesc la lucruri frumoase. Văd că ai un tatuaj. Da, este un tatuaj vechi. Am 2 tatuaje pe corp, unul în zona abdominală și unul pe picior. Dumnează? Ce semnifică acest tatuaj? Că eu îl văd doar puțin. Dacă te pun eu să-mi desfaci puțin, să-l văd și eu mai bine. Acest tatuaj semnifică fluturașul care zboară și se duce într-un loc foarte frumos. Adică eu am fost un fluturaș la viața mea și am zburat, dar acum am pus și eu într-un loc care mi-este foarte bine. Ai zburat până l-ai găsit pe Dani? Da, am zburat, dar până am găsit bărbatul perfect din punctul meu de vedere și sunt foarte, foarte, foarte bine. Dar Dani te lasă să vii, să stai atâtea ore prin saloane? Vai de capul meu, soțul meu, știi ce îmi spune? Du-te la fete la clinică, pentru că s-au văzut rezultatele și chiar ai nevoie. Du-te! Mai slăbim și noi! Du-te! Tu, în afară de abdomen, vrei sau ți-ai mai făcut și altceva? Da, mi-am făcut pe picioare, în spate. Mi-am făcut pentru că acolo, eu recunosc, Aurelia, știi că sunt foarte sinceră, se vede un strat mic de celulită. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu este mare. Faci sport, Dani? Când are timp. Momentan, acum este foarte ocupat și nu mai are timp absolut deloc. După cum observ, am avut și eu un piercing aici. Dacă eram și o fată tânără, acum mi l-am dat jos. Dar știi când mi l-am dat jos? Când am rămas gravidă, pentru că mi se mărea burta și mi-era frică că îmi explodează cercelul, se rupe burta acolo și mi l-am dat jos. Bine, la... Să-ți pui? Nu, la cerința medicului mi l-am dat jos și după aia am rămas așa. Și chiar acum nu mai vreau, nu se mai poartă și nu mai îmi place. Nu. Inelul de la mânei, inelul de logodnă? Nu, inelul de logodnă și verigheta nu le port. Exact, nu port verigheta, exact. Da, dar nu mă întreba de ce? De ce? Pentru că, hai să zic adevărul. M-am îngrășat și nu mă mai încape. Păi bune, nu mă mai încape inelul de logodnă și nici verigheta. Și am zis cu soțul, nici el nu poartă, că nici lui nu-i mai vine. Și am zis, hai că mergem să le facem. Și n-am mai ajuns. Dar acum, Aurelia, hai să-i spun și soțului meu, nu le port pentru că nu mai îmi plac. Vreau să mi le schimb, să-mi ia altceva. Hai, da. Bine, nici nu mă mai încap, dar vreau și alt model acum, știi? Da. Cu toate că este plină cu diamante, să nu intrăm în detalii, dar na. Andreea i-a insuflat pasiunea pentru întreținere corporală și Lorenei. Îți dai seama că noi ne găsim defectele. Da, vine și ea, dar ea aici face ceva pentru partea, pentru fund. Da, vrea să-și ridice fund. Vara asta, ca niciodată în viața mea, am fost de 5 ori în vacanță. Iar te duci în Turcia? Normal că iar mă duc în Turcia, pentru că îmi place foarte mult în Turcia și iubesc serviciile de acolo și iubesc poporul turc și mă simt foarte bine ca o prințesită. Și pe 20, noi aveam plătită vacanța din iunie, pe data de 20 septembrie, vacanța mea și a soțului, doar noi doi.
dar am stat bine și m-am gândit, hai să plecăm cu o săptămână înainte de pe 13 până pe 20 la un hotel și după să mergem la hotelul care l-am plătit din luna iunie, dar să o luăm și pe Rebi cu noi. Deci vacanța mea cu soțul nu mai există, există doar vacanța în 3. Se întorc 4 din vacanță? Că nu este momentul potrivit acum. Poate... Slăbești. Da, poate în 2-3 ani, da, dar acum nu. Nu pot să zic că nu-mi doresc, dar nici că, vai, gata, vreau, îmi doresc cum mi-am dorit-o pe Rebecca. Am doresc un copil, dar la momentul potrivit. Acum nu este momentul să vină. Dar Rebi te întreabă de un frățior, o surioară? Nu, chiar eu o întreb, ea nu conștientizează încă și chiar eu o întreb. Zic, vrei să-ți facă mami un bebeluș să te joci cu el? Da, vreau o fetiță. Ea crede că o zi e păpușă să se joace. Cât despre ritualurile de frumusețe? Nu, nu mă spăl niciodată acasă și nici în vacanță. Pe păr, că n-a așa. Da, niciodată nu mă spăl acasă pe cap și nici în vacanțe sau în deplasări nu mă spăl singură pe cap, pentru că sunt foarte comodă, necesită mult timp pentru mine să mă spăl, să mă usuc, să mă îndrep, să mă coafez și chiar nu știu. Niciodată nu mi-am făcut niciun serviciu de înfrumusețare la domiciliu, doar la saloane. Săracul Dani. De-aia muncește el de dimineață până seara. Ce săracul Dani, că deja la 5 vacanțe la activ în Turcia, gândește-te că astea sunt pistol cu apă pentru el. Corect, corect. Îți faci casă până la urmă? Da, da. O să sper să am o surpriză anul ce vine.